ansamblul monumental comemorativ de pe dealul Coșna, monument ridicat în memoria erorilor căzuți la datorie în primul război mondial. Totodată, vă rugăm respectuos să respectați măsurile de distanțare socială și pe cele de prevenție în contextul pandemiei COVID-19. Acum voi da citire listei cu numele eroilor căzuți la datorie în războiul de întregire națională pe dealul Coșna și zona de luptă adiacentă, listă transmisă de Oficiul Național pentru Cultul Eroilor. Soldat German Nicolae, soldat Musteanu Nicolae, soldat Moise Nicolae, caporal Spoială Mihalache, soldat Duma Mihai, soldat Stancu Ștefan, sergent Munteanu Dumitru, sergent Marin Gheorghe, sublocotenent Petrescu Aurel, soldat Nistor Vasile, sublocotenent Vama Constantin, sublocotenent Georgescu Ioan, sergent instructor Nițulescu Toader, plutonier Munteanu Constantin, soldat Ciulică Ștefan, soldat Gheorghea Ion, sergent Laprea Oprea, caporal Marcu Vasile, soldat Noe Gheorghe, soldat Ilie Dumitru, soldat Pop Ion, soldat Mărăjianu Nicolae, sergent Todărică Alexandru, caporal Pruteanu Grigore, caporal Baheș Constantin, soldat Nicolae Gheorghe, soldat Pascu Nicolae, soldat Mocanu Alexandru, sergent Borș Gheorghe, soldat Marin Dumitrescu. Onorată asistență, la ceremonia de astăzi participă militar din cadrul Brigăzii 61 Vânător de Munte, general Virgil Bădulescu, ai Batalionului 24 Vânător de Munte, general Gheorghe Avramescu, din Miercurea Ciuc, și ai Batalionului 631 Tancuri Oituz, din Bacău. Eforturile organizatorilor ceremonialului militar și religios de comemorare a eroilor neamului la ansamblul monumental comemorativ de pe dealul Coșna sunt onorate de participarea la eveniment a reprezentantului statului major al apărării, general de flotire aeriană Valerică Vrăjescu, comandantului bazei 95 aeriană, erou capitan aviator Alexandru Șerbănescu, general de flotilă aeriană Leonard Baraboi, reprezentantului descendenților locotenentului francez Paul-Edouard Berge, căzut la datorie pe dealul Coșna în fruntea regimentului 16 Infanterie Suceava, doamna Drozon François, reprezentantului ambasadei Republicii Franceze în România, domnul colonel Daniel Parpaillon, domnului Paler Ionel, deputat în Parlamentul României, domnul Sorin Aileni, prefectul județului Bacău, părintele protopop Ioan Bărgăuanu, locțiitorului comandului Brigăzii 61 Vânător de Munte, colonel Vasile Cristea. Onorată asistență, Garda de Onoare prezintă onorul reprezentantului statului major al apărării, general de flotiră aeriană Valerică Vrăjescu. Garda Valerică! Garda! Drept! Doamnelor și domnilor, muzica militară a bazei 95 aeriană,
erou capitan aviator Alexandru Șerbănescu din Bacău va intona imnul național al României și imnul național al Franței. Stimați invitați, are loc oficierea serviciului religios de comemorare a eroilor români și francezi căzuți la datorie în războiul de întregire națională pe dealul Coșna și zona de luptă adiacentă. Gata! Gata pentru oficierea serviciului religios! Descăpe! Binecuvântat este Dumnezeu nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Gata este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, 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 aleluia
mântuirea de oameni toate le liberizești și ceea ce este de folos tuturor le dăruiești. Unule zidicorule, odihnă toate și sufletelor adormiților robilor tăi, către tine nădejdea și-o pus spre Făcătorul și Ziditorul și Dumnezeul nostru. Miluiește-ne pre noi, Dumnezeule, după mare mila ta, ne rugăm ți auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Că ne rugăm pentru odihna sufletelor fericiților într-o adormire eroi, ostași luptători români și francezi din toate timpurile și din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă în lagăre și în închisori pentru apărarea patriei și a credinței noastre ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român, pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Ca Domnul Dumnezeu să așeze sufletele lor unde drepții se odihnesc, mila lui Dumnezeu, împărăția cerurilor și iertarea păcatelor lor, de la Hristos, Împăratul cel fără de moarte, și Dumnezeul nostru să cerem Domnului să ne rugăm. Da, Doamne, Doamne, miluie, miluiește! Dumnezeul duhurilor și-a tot trupul care ai călcat moartea și pe diavol ai surpat și de lui viață lumii tale. Însuți, Doamne, odihnește și sufletele adormiților robilor tăi, a tuturor eroilor și luptătorilor români din toate timpurile și din toate locurile, căzuți pentru demnitatea și libertatea noastră. În loc luminat, în loc de verdeață, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinul. Și orice greșeală au săvârșit ei ca niște oameni în această viață, cu cuvântul, cu lucrul sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-le lor, Dumnezeu. Că nu este om care să fie viu și să nu greșească. Dreptatea ta este dreptate în veac și cuvântul tău adevărul. Domnului să ne rugăm. Că Tu ești învierea și viața și odihna adormiților într-o fericire, eroi, ostași, luptători români, din toate timpurile și din toate locurile, Hristoase Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm împreună și Celui fără de început al Tău, Părinte, și Preasfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne, Dumnezeul nostru, Dumnezeul puterilor, cel acest far războaiele cu braț înalt, cel acest prin negrita întrupare și prin pătimirea de bunăvoie a unuia născut Fiului Tău, Mântuitorului nostru Iisus Hristos, ne-a arătat că totdeauna după jertfă urmează biruința și după cruce învierea. Auzi-ne pre noi care ne rugăm acum puterii și iubirii tale de oameni, pentru ca prin puterea ta să păzești neamul nostru românesc, călăuzindu-l din biruință în biruință și din slavă în slavă, iar prin iubirea ta de oameni să rânduiești în ceata aleșilor tăi sufletele celor care pentru credință și patrie s-au luptat în chip strălucit și au căzut eroic. Sufletele acestora ca un nor de martori ne stau înainte și locurile unde odihnesc osemintele lor păzesc hotarele pământului patriei, iar cinstitul lor sânge adapă vlăstarul libertății noastre.
pentru aceasta desleagă și iartă-le lor orice au greșit cu fapta, cu vorba și cu gândul, ca precum pe pământ au fost ocotiți în ceata celor aleși, așa și în cer, să-i numeri în oastea sfinților mucenici. Și precum s-au arătat cinstiți de către oameni, așa și înaintea ta, Dumnezeule, să fie așezați cu sfinții, ca acești viteji, ostași, purtători de biruință. Lupta cea bună au luptat și calea vieții bine au săvârșit-o. Pentru aceasta, dreptule judecător, dăruiește-le în schimb cununa dreptății. Iar nouă, celor ce datorită lor trăim acum liberi, dăruiește-ne, Dumnezeule, pururea să pomenim jertfa lor cea mare și privind înfăptuirile făurite prin lupta lor să le urmăm vitejia. Caută, Doamne, din cer, de pe tronul slavei tale și pentru jertfa înaintașilor tăi binecuvintează și acum pe binecredinciosul popor român de pretutindeni, pe conducătorii săi și armata țării, dăruindu-ne biruință asupra celor potrivnici, bună sporire, îmbelșugare și pace. Că Tu ești Dumnezeul mântuirii noastre și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu Sfinții odihnește Hristoase sufletele adormiților robilor Tăi. Unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, Doamne, sufletelor adormiților, robilor lui Dumnezeu, eroi ai neamului nostru românesc, eroi ai Franței, cu tot neamul lor ce l-a dormit, și lepălor, Doamne, veșnică pomenire. Veșnică centrale și locale, bravi ostași, preacucenici, preacuvioși părinți, iubiți credincioși, jertfa ostașilor români din primul război mondial și-a câștigat un loc bine definit între actele fundamentale care au contribuit la desăvârșirea realizării identității noastre naționale și spirituale acestui neam și ne-a marcat istoria noastră așezând România între statele independente ale Europei. Toate evenimentele comemorative împlinite în amintirea ostașilor români au darul de a întinde un arc peste timp și a aduce în actualitate jertfa nemuritoare a eroilor care ne-au lăsat moștenire o țară liberă și demnă. Este de prisos să amintim faptul că acum mai bine de 100 de ani, pe Valea Uituzului, pe Valea Cașinului, pe Valea Trotușului, pe dealurile Coșnea, Mâgura sau Cirea,
Cireșoaia, ostașii români au scris istoria demnității naționale, câștigând libertatea unui neam îngenunchiat, când nimeni nu mai spera acest lucru. Aceste văi și dealuri au devenit atunci o redută, iar munții o catedrală naturală care a apărat neamul sfânt al României. Un sfânt chivot al jertfelor pe care soldații români le-au adus pe altarul munților din zona Uituzului, Coșna, Cireșoaia, Valea Trotușului sau Măgurei, strigând: pe aici nu se trece. Iată așadar, iubiții mei, monumentul în fața căruia ne aflăm noi astăzi și ne-am rugat să fie pentru noi o icoană a demnității ostașului român, o cruce înălțată libertății și demnității acestui neam binecuvântat, să fie o candelă aprinsă pe Coșna, o flacără mereu vie care să hrănească recunoștința noastră trează de români și dorința de a păstra intactă moștenirea lor. Acest monument frumos, asemenea tuturor celorlalte care trasează harta continuității noastre, reprezintă simbolul de jertfă așezat pe mormântul eroilor neamului nostru, de fapt cheia de boltă a României mari. Îndemnul ca generațiile viitoare să rămână în suflet cu un semn al răstignirii, dar și al reînvierii noastre ca neam. Iubiții mei, ziua de astăzi este o zi binecuvântată, pentru că Hristos a primit rugăciunea noastră pe care astăzi am înălțat-o împreună pentru eroii neamului și jertfa lui. Într-un miros de bună mireasmă duhovnicească să ocrotească România, patria noastră, pe români, păstrându-i în unitate de neam și de credință, semnează Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului. Vă mulțumim tuturor! În numele Domnului nostru Iisus Hristos, înviat din morți, ne unim împreună în rugăciune pentru sufletele tuturor eroilor căzuți la datorie pe aceste meleaguri și invocăm milostivirea lui Dumnezeu asupra tuturor, ca și asupra noastră, rugându-ne împreună ca bunul Dumnezeu să ierte de toate greșelile lor, să-i răsplătească pentru jertfa lor și să-i primească în pacea celor drepți. Măreț biruitor al morții, Iisuse falnic împărat, tu Tatălui ceresc mărirea, iar nouă viața ne-ai redat. Tu ai luat a noastră fire, pacea și morții te-ai supus, și ai învins prin-a dușmanul, pe cel ce moarte ne-a adus. Iisuse Dumnezeu puternic, prin marele mister pascal, îi reînvii pe aceea care pierdeară-și harul baptismal. Mereu cu candela aprinsă, om sta în așteptarea ta, și atunci când vei veni anuntă, voioși te vom întâmpina. Primește-ne a ta lumină, judecător, cu tine să-l vedem pe Tatăl, ca și pe Duhul Sfințitor. Pe slujitorii tăi, Iisuse, care din lume au plecat, conându-i în veșnica lumină, să te slăvească neîncetat.
Iisuse Hristoase, murind pe cruce, ai făcut-o pe Preacurata Fecioară Maria părtașă la suferințele tale și înviind ai umplut-o de bucurie. Te rugăm, alină-i pe cei care suferă și întărește-le speranța în aceste vremuri. Le rugăm împreună spunând, Doamne, ascultă-ne și ne iartă! Doamne, ascultă-ne și ne iartă! Doamne Iisuse Hristoase, Tu l-ai înviat din morți pe prietenul Tău, Lazar, trezește-i la viața veșnică pe toți răposații noștri, pe eroii noștri pe care i-ai răscumpărat cu sângele Tău prețios. Să ne rugăm! Doamne, ascultă-ne și ne iartă! Doamne Iisuse Hristoase, înviindu-L pe Fiul Văduvei, ai șters lacrimile și jalea sa. Alină suferința văduvelor de război și a celor care îi plâng pe eroii noștri. Să ne rugăm! Doamne, ascultă-ne și ne iartă! Doamne Iisuse Hristoase, înălțăm către Tine rugăciuni și lacrimi, răsplătește pe înaintașii noștri care s-au jertfit pentru apărarea credinței și a patriei. Doamne, ascultă-ne și ne iartă! Doamne Iisuse Hristoase, primește rugăciunile pe care le înălțăm spre ceruri, pentru ca țara noastră să fie întotdeauna liberă, frumoasă, independentă și cu oameni puternici în credință. Să ne rugăm! Doamne, ascultă-ne și iartă! Cred că răscumpărătorul meu trăiește și în ziua cea din urmă din pământ voi învia. Și cu ochii mei îl voi vedea pe Dumnezeu Mântuitorul meu. Eu însumi îl voi vedea și nu altul și ochii mei îl vor privi. Aceasta este speranța care se află în adâncul inimii mele. Și cu ochii mei îl voi vedea pe Dumnezeu Mântuitorul meu. Doamne, îndură-te de ei! Hristoase, îndură-te de ei! Doamne, îndură-te de ei, Tatăl nostru! Care ești în cer, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Să ne rugăm, Dumnezeule, Tu îi rânduiești pe credincioșii Tăi prin biserica peregrină pe pământ, ca să-i primești ca locuitori veșnici în ceruri. Privește la familia credincioșilor din această localitate, care se adună cu evlavie la monumentul închinat cinstirii înaintașilor eroi. Dă-ne harul ca locul acesta, care a fost pregătit pentru ei, să ne aducă aminte tuturor de viața viitoare în Hristos, care va schimba trupul smereniei noastre, făcându-l asemenea trupului slavei sale. Dumnezeul tuturor mângâierilor, Tu ai rânduit printr-o dreaptă hotărâre ca trupurile noastre muritoare, plăsmuite din țărână, să se întoarcă în țărână, dar în mila Ta ai transformat pedeapsa în mărturie a iubirii. Primește mărturia de credință a înaintașilor noștri, care și-au dat viața pentru patrie, credință și popor. Așa te rugăm prin Hristos, Domnul nostru. Amin. Odihna cea veșnică dă-o lor, Doamne, și lumina cea nesfârșit să ne strălucească lor. Dumnezeu să-i ierte și să-i odihnească în pace.
doamnei Victoria Iulișca, primarul comunei Pârgărești și reprezentant al grupului de acțiune Ansamblul Monumental Coșnan, de a lua cuvântul. Gardă pe loc! Se pau! Stimați invitați! Bine ați revenit în comunitatea noastră, pe dealul Coșna. Aici, unde pe data de 5 octombrie 2019 am inaugurat și sfințit acest ansamblu de monumente dedicat memoriei ostașilor români și al locotenentului francez, eroul Paul Eduard Berge, care au participat la luptele de pe dealul Coșna și din împrejurim. Suntem onorați să-i avem azi lângă noi pe domnul Paler Ionel, deputat în Parlamentul României, pe domnul Sorin Ailenei, prefectul județului Bacău, din partea Ministerului Apărării Naționale și al Statului Major al Armatei Române, domnul general de flotilă aerian Valerică Vrăjescu, o delegație condusă de către domnul general de flotilă aeriană Leonard Gabriel Baravoi, comandantul garnizoanei Bacău, reprezentantul Franței, atașatul apărării Franței în România, domnul colonel Flavian Garrigo Grand. Doamna Drausin, François, nepoata eroului francez Paul Eduard Berge, care a venit din Franța pentru a fi alături de noi. Merci beaucoup! Domnul colonel în rezervă, profesor universitar Dr. Ioan Iurgă, Brigada 61 de vânătorii de munte Mercurea Ciuc și Brigada 15 mecanizată Batalionul Tancur Iași, alături de domnul colonel Cristian Vasile și domnul locotenent colonel Lighe Lucian. De asemenea, școala militară de jandar Petru Rareș-Tolticeni, preot militar Simeon Cătălin și comandanții colegii dânsului. Din partea Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, părintele protopop Ioan Bărgăoanu, îi mulțumim Arhiepiscopului Ioachim pentru sprijinul financiar pe care l-a aprobat pentru continuarea lucrărilor la acest monument. Vă mulțumim! Din partea Episcopiei Romano-Catolice Iași, părintele decan Țăranu Costel și Asociația Tradiții Militare și cu colegii dânșilor din București, care vor reconstitui un monument de luptă de pe dealul Coșna. De asemenea, domnilor comandanți, militari ai Armatei Române, preacucernici părinți ai Bisericii Ortodoxe și Romano-Catolice, colegi primari, invitați și dragi cetățeni, vă mulțumesc că ați răspuns invitației noastre de a participa la acest ceremonial militar. Pentru comunitatea noastră, astăzi este o zi solemnă în care dorim să-i cinstim pe acei eroi care și-au vărsat sângele și și-au pierdut viața pe aceste meleaguri. După cum știți, acest proiect a fost gândit și realizat împreună cu domnul Boșoteanu Florin, președintele Asociației Prospectori Istoriei. De asemenea, domnul Lucanu Ioan, președintele Asociației Regimentului 15 Infanterie Iași. Domnul colonel în rezervă, dr. Prisecaru Dan, șeful filialei Iași a Muzeului Militar Național, regele Ferdinand I. Și domnul viceprimar Gabriel Bordoc și tot aceia care au contribuit și au susținut financiar acest proiect. Vă mulțumim, domnilor, că am reușit să continuăm și să dăm viață acestui proiect. Dar nu ne vom opri aici. Vom continua și sper ca viitorul primar și președintele Consiliului Județean să ni se alăture grupului de acțiune Coșna ca să facem demersurile necesare pentru construirea ansamblului memorial internațional Coșna Uituzi, ce va fi amplasat lângă acest ansamblu monumental comemorativ dedicat cinstirii jertfei ostașilor români și francezi care au căzut la datorie în zona Coșna Uituzi pentru izbânda comună în Marele Război.
partea aceasta, cum ne-a propus noi grupul. Trebuie să dăm valoare pe care o merită această zonă, să o facem cunoscută, atât în țară, cât și în străinătate, de ceea ce avem noi, pârgăreșteni, aici, de Alucoșna. Am fost întrebată de mai multe ori, de ce mă implic așa de mult în acest proiect? Iar răspunsul meu a fost, eu, la rândul meu, sunt un urmaș al unui erou, căzut pe front în cel de-al doilea război mondial. Din cele spuse de mama mea, este că într-o dimineață, tatăl lor i-a pupat pe frunte și a luat rămas bun. A plecat să lupte pe front și nu s-a mai întors niciodată. Este o durere mare să nu știi unde a murit, cum a murit, unde este înmormântat, are sau nu are o cruce, la căpătâiul căruia să plângi și să te rogi. Pentru asta suntem noi datori să-i comemorăm și să ne rugăm pentru liniștea lor sufletească. În urmă cu câțiva ani, am vizitat monumentul eroilor români de pe muntele Măgura din Târgu Ocna, unde am citit pe o placă comemorativă depusă la mormântul eroului necunoscut ce a fost descoperit aici, în aceste tranșee, de pe dealul Coșna, un înscris cu un text emoționant. Ostași, ce ați căzut pentru țară, viteji ai credinței, soldați, oriunde în morminte voi stați, să vă fie țărâna ușoară. Permiteți-mi, vă rog, să vă mulțumesc din nou tuturor celor care ne-ați sprijinit și anul acesta, prin donații, voluntariat, și să-i rog pe aceia care vin să viziteze această zonă să păstreze cum se cuvine de ceea ce au făcut alții. Mulțumesc comandanților și militarilor care au răspuns invitației noastre și ne-au făcut ziua frumoasă și de data asta. Vă mulțumesc, domnilor, iar Dumnezeu să vă răsplătească pentru ceea ce ați făcut și să ne întâlnim din nou în anul 2021, în ultima vinere din luna august. Și acest lucru sper să continue colegii mei și să devină un obicei. Să ne întâlnim în ultima vinere din luna august în fiecare an aici. Vă mulțumesc, domnilor, pentru că sunteți aici alături de noi. Adresăm rugămintea doamnei François Drezon, reprezentant al descendenților locotenentului francez Paul-Édouard Berge, căzut la datorie pe dealul Coșna, în fruntea regimentului 16 Infanterie Suceava, de a lua cuvântul. Mesdames, messieurs, je suis Françoise Drezon, petite fille de Paul Berge, mort ici il y a 103 ans avec ses camarades roumains en s'écriant Inainte Baieti, nous formule Nichiodate. Avancez mes camarades, on ne mourra jamais. Deschis? Împreună cu tovarășii lui român, strigând, înainte băieți, nu vom muri niciodată, înainte camarazii mei. Cette harangue ressemble à la devise de la Catalogne, sempre en avant, mai morirem. Toujours en avant, nous ne mourrons jamais. Acest îndemn de luptă seamănă cu deviza Cataloniei. Mereu înainte, nu vom muri niciodată. Paul Berge était catalan. Et au cœur de la bataille, c'est cette devise souvent entendue chez lui qui est revenue. Il avait la certitude que cette bataille était cruciale pour l'avenir de la Roumanie et que la perdre, c'était perdre le pays, c'était mourir.
Paul Berge este catalan și în inima bătăliei acest motto a fost auzit adesea. El era sigur că această luptă era crucială pentru viitorul României și că dacă se pierde, se pierde o țară. Paul, tu es mort. Mais en effet, la bataille a été gagnée. Et ils nous à notre écoute. Ils ne sont pas passés. Une nouvelle période de l'histoire de la Roumanie s'ouvrait. Paul, ești mort, dar într-adevăr bătălia a fost câștigată. Ei nu au trecut, nu au trecut și o nouă perioadă din istoria României se deschide. Faut-il que certains meurent pour qu'un pays vive? Câți oameni trebuie să moară pentru ca această țară să trăiască? Suffit-il de ne pas être mort pour être vivant? Este suficient să nu fii mort ca să fii în viață? Car tu vis avec tes camarades. Vous vivez tous dans nos mémoires et dans nos cœurs. Ainsi, cette passion que nous avons à fouiller les archives roumaines et françaises à la recherche de ta trace et peut-être trouver enfin ta photo. Pentru că trăiești cu camarazii tăi, trăiești în amintirile noastre și în inimile noastre. Deci avem obligația să o căutăm în arhivele românești și franceze în căutarea urmelor tale. Les deux associations et les institutions, la mairie de Bucarest, le musée militaire de Iași, qui ont organisé cette commémoration, gardent fidèlement votre souvenir, qu'elles en soient remerciées. Cele două asociații și instituții, Primăria Bucarești, Muzeul Militar Iași, care au organizat această comemorare, păstrează fidel memoria. Ne mulțumim! Vă mulțumesc! Trăiți o viață frumoasă și plină de viață! Merci à vous! Vive la Roumanie, belle et vivante! Adresăm rugămintea reprezentantului ambasadei Republicii Franceze în România, colonel Daniel Parpaillon, de a lua cuvântul. The French officer Lieutenant Berge in August 1917 died for freedom of Romania. În acest deal, undeva în anul 1917, în luna august, locotenentul francez Paul Berge a murit pentru România, a murit pentru libertate. Romanian officers, sub-officers, soldiers died also for this battle of Delcul-Coșna. Ofițerii români, soldații români au murit împreună pe această bătălie de pe dealul Coșna. That was time of glory for the Romanian army. A fost o vreme a gloriei pentru armata română. The Lieutenant Berge was deputy chief second of a company of the 16th Romanian Infantry Regiment. Locotenentul Berge a fost adjunct în cadrul regimentului 16 din Suceava. This time of glory for the Romanian army followed difficulties of autumn 1916. In fact, Romanian army was not ready. De fapt, această perioadă de glorie pentru armata română venea după o perioadă intensă în care armata română în toamna anului 1916 nu era pregătită. But France sent the General Berthelot, former chief of the great headquarters of the Marshal Joffre, to help to organize and train the Romanian army.
Dar Franța l-a trimis pe generalul Bethleau, fost comandant suprem al armatei franceze, pentru a antrena și a organiza armata română. 2,000 French officers and sub-officers were sent to Romania to advise, with all their competencies of 2 years of war in West Europe. 200 de ofițeri francezi au fost de asemenea trimiți în România pentru a consilia, având în spate o experiență de 2 ani de zile pe fronturile din vestul Europei. Hundreds of thousands of tons of weapons were given, not sell, to Romania. Și sute de mii de arme au fost date și nu vândute României. Tanks, guns, mortars, rifles, uniforms, fighter aircraft, ammunition, and so on. Puști, pistoale, mortiere, puști cu lunetă, uniforme, avioane, echipamente pentru avioane, muniție și așa mai departe. And in spring 1917, the forces of the German and Austro-Hungarian empires had a big surprise. Iar în primăvara anului 1917, forțele imperiilor german și austro-ungar au avut parte de o mare surpriză. The Romanian army was at their level, tactically equipped, armed. Practic, armata română era de acum egală a lor din punct de vedere tactic, al organizării și al armamentului. Not for Varro. For Varro, that was I. G2, a French officer, another lieutenant, said, the Romanian soldier is the best in the world. Nu degeaba unii dintre ofițerii francezi au spus că soldații români sunt printre cei mai buni din lume. After this battle, time of sad and difficulties were not finished for Romania. There were too many enemies all around. După această bătălie, după aceste timpuri dificile, perioada grea pentru România nu se încheiase. Erau prea mulți dușmani în toate locurile. But in summer 1918, after the offensive on the West Front, the Marshal Franchet d'Esperey, commander of the East Combined and Joint Army, took offensive in Greece. Dar în vara anului 1918, comandantul forțelor combinate a preluat ofensiva în Grecia. This army was composed of soldiers from Greece, Serbia, Great Britain, Italy, France. Această armată era compusă din soldați din Grecia, Serbia, Marea Britanie, Italia, Franța. The offensive in Balkans had four arrows in different directions, French divisions. Ofensiva din Balcani a avut ca și vârf de lance diviziile franceze. A French lieutenant died in dreadful Cochna in August 1917. Locotenentul francez a murit pe acest deal din Cochna în august 1917. Thousands of French officers, sub-officers, soldiers, airmen died for the freedom of Romania, mainly far in south. Mii de soldați francezi, ofițeri, suboficeri, oameni ai aerului au murit pentru România. Forces for Central Empires were defeated. Forțele puterilor centrale erau înfrânte. A French army under the command of the General Bertelot was created for the freedom of Romania. Armata franceză, sub comanda generalului Bertelot, a fost creată pentru libertatea României. French divisions and air squadrons were through Danube. Diviziile franceze și escadroanele aeriene au trecut Dunărea. And the 1st of December 1918, French and Romanian forces another time together free Bucharest. Și în decembrie 1918, forțele românești și franceze împreună au eliberat Bucureștiul.
as Zilent Nunberge, thousands of French died for the freedom of Romania during the First World War. Asemeni cu locotenentului Berge, mii de francezi au murit pentru libertatea României în primul război mondial. And if necessary, that could be the case in future. Și dacă vreodată va fi din nou această situație în viitor, French forces are well trained, well equipped, well experienced. Forțele francezești sunt bine antrenate, bine echipate și pline de experiență. If necessary, French forces, armée de terre, armée de l'air, marine nationale, could be another time present in Romania to help to protect the country. Și dacă vreodată va fi nevoie, forțele franceze, fie că vorbim de armata terestră, de forțele maritime, de aviație, va veni în România pentru a ajuta la apărarea ei. And that in a very short time notice to move. Și acest lucru se va întâmpla într-un timp foarte scurt. All in NATO know that. Toți membrii NATO știu acest lucru. And also the enemies of France in Middle East and in Africa for the death. Și toți dușmanii Franței, fie că vorbim de cei din Orientul Mijlociu și din Africa, se tem de acest lucru. France, a European and world power state, will never forget the sacrifice of its soldiers in Eastern Europe. Franța, în calitatea ei de putere europeană și vestică, nu va uita niciodată sacrificiul soldaților săi din Europa de Est. France will never forget its alliance with Romania. Franța nu va uita niciodată alianța ei cu România. France will never forget heroes like the Lieutenant Berge and all the Romanian officers, sub-officers and soldiers that fight and died in days of August 1917 on Dreptul Cojna for freedom. Și Franța nu va uita niciodată viețile celor asemenea locotenentului Berge și ale tuturor camarazilor săi, fie că vorbim de ofițeri, subofițeri, soldați care au murit în zilele lui August 1917 pe dealul Cojna pentru libertate. Adresăm rugămintea domnului colonel în rezervă, profesor universitar dr. Ion Giurcă, de a lua cuvântul. Domnul general, domnul primar, domnul și domnilor din autoritățile centrale, dragi ucenici părinți, dragi camarazi, tineri, pentru mine, stimați participanți, am o emoție deosebită fiind în acest loc, despre care de 30 de ani vorbesc, predau studenților mai vechi sau mai noi, dar niciodată nu am fost pe acest loc. Acum 3 ani, părintele Bârgăoanu ne-a fost gazda la Mănăstirea Cașinului pentru un eveniment tot atât de important din anul 1917, luptele din acea zonă. Astăzi sunt bucuros, fericit să vă spun câteva cuvinte despre acest loc măreț unde ne aflăm, unde au dat o jertfă supremă un număr impresionant de militari români și cei doi ofițeri francezi. Domnule ambasador, trebuie obligatoriu să vorbim despre cel de-al doilea ofițer francez căzut exact pe aceste locuri, pe Poiana lui Bucur, se numește Iosef Stecher, care era pe aceeași funcție ca și cel menționat aici, la Brigada de Grăniceri. Prin urmare, avem doi ofițeri francezi care au căzut în luptele de la Cojna, primul chiar pe Cojna, la cota
1789, cel de-al doilea pe locul în care ne aflăm, în Poiana lui Bucur. Doamnelor și domnilor, de ce aceste lupte grele la Coșna? De ce vârful Coșna, cota 789, a fost pierdut și menținut de către trupele inamicului? Am putea să spunem că a fost o pierdere, că a fost o înfrângere. Ei bine, nu a fost nici o pierdere, nici o înfrângere, sau dacă a fost o pierdere, a fost o pierdere a unui punct tare din teren. Dar locul unde ne aflăm, Poiana lui Bucur, a fost în stăpânirea trupelor noastre. Aceste tranșee care sunt orientate către sud, de fapt, ar trebui să fie în partea cealaltă, fiindcă acolo, pe partea opusă, erau trupele noastre care au reușit să oprească inamicul. Deci s-a pierdut Coșna. A fost o incapacitate a comandamentelor române, a militarilor români de a-și apăra acest punct. Trebuie să spunem un lucru foarte clar. Sectorul în care ne aflăm, din toamna anului 1916 și până în vara anului 1917, mai precis până la 22 iulie, stil vechi, 1917, a fost ocupat cu misiune de apărare de către trupe ruse din Corpul 40 Armată. Bolșevizate, aflate sub efectul Revoluției Rusești din februarie 1917, trupele rusești, în marea lor majoritate, au intrat într-o stare de dezordine. În loc să execute ceea ce execută orice apărător, lucrări de amenajare genistică, capacitate completă, cu adăposturi, cu tot ce trebuie pentru o apărare fermă și stabilă, cum folosim noi în terminologie militară, când trupele române din Corpul 4 Armată, Divizia 6 Infanterie, Divizia 7 Infanterie, au înlocuit Corpul 40 Armată Rusă și au preluat fâșia de apărare acestuia, au găsit tranșee realizate la adâncimea de 60 de centimetri, nici măcar pentru poziția de tragere în genunchi. Trupele noastre din Divizia 6 și 7 au avut la dispoziție două zile pentru a amenaja cât s-a putut amenaja. Ei bine, în aceste condiții, trupele germane și austro-ungare și special celebrul batalion Württemberg, foarte bine organizat, sprijinit de o artilerie extraordinar de puternică, au reușit să rupă apărarea trupelor noastre ale Diviziei 7 Infanterie, care se aflau pe dealul Coșna pentru apărarea, în special a cotei 789. A fost nevoie să se intervină cu divizia 1 Infanterie, cu divizia 1 Cavalerie, cu brigada de grăniceri, cu batalionul de vânători de munte, cu aviația de la Onești, de pe aerodromul de la Onești, pentru restabilirea situației în această zonă. Prin urmare, trebuie să ținem cont că la luptele de la Coșna au participat infanteriști, cavaleriști, aviatori, vânători de munte, grăniceri, care au avut o jertfă enormă pentru apărarea acestei zone. Numai divizia 1 Cavalerie a pierdut 1200 de oameni în câteva zile. Aici s-au citit o listă de la cultul eroilor în legătură cu cei morți. Am o listă cu 370 de ofițeri din regiment, de ofițeri și soldați din regimentul 1 Grăniceri, care au luptat exact pe aceste înălțimi unde ne aflăm acum, care au murit. Listă completă, morți la Coșna. Pot să vă pun la dispoziție. Prin urmare, avem de-a face cu o participare la luptă a ofițerilor și trupei din toate genurile de armă, din trupele de ostat și a celor din aviație sau forțele aeriene de atunci. Avem o participare a românilor din toate zonele istorice, fiindcă cei din Divizia 1 erau din Oltenia, Divizia 6 și 7 și comandamentul Corpului 4 Armate erau de aici din Moldova, cu Divizia 7 Infanterie, principalul protagonistul luptelor, Divizia de la Roman. A fost un efort enorm de mare pentru menținerea acestei înălțimi. Aceste înălțimi au fost menținute de către trupele noastre și au rămas în contact cu inamicul până în luna mai 1918. În luna mai, ca urmare a păcii de la București, ca urmare a restabilirii frontierei sau unor modificări de frontieră, trupele
germane și austro-ungare au părăsit această zonă și trupele române au preluat la linia de contact baza noi frontiere stabilită prin pacea de la București din mai 1917. Vreau să fac precizarea că în această zonă misiunea de baza frontierei a revenit companiei Ungrăniceri care avea reședință la Târgu Ocna. Doamna primar, vreau să vă spun că brigada de grăniceri sau regimentul 1 grăniceri, ca urmare a pierderilor mari pe care le-a avut, a primit ordin să se regrupeze și să-și facă forțele în localitatea pe care o păstoriți, la Pângărești. Prin urmare, toată această zonă unde ne aflăm și o privim în toată splendoarea sa, a fost sub o formă sau alta participantă la luptele din această zonă. Închei prin a vă spune că din această zonă, prima unitate sau subunitate care a trecut în Transilvania după remobilizarea armatei române în noiembrie 1918 a fost compania de grăniceri de la Târgu Ocna. După aceasta a urmat divizia 7 infanterie, cea care a luptat și a avut pierdere cel mai mare la Coșna, care din această zonă, din zona Târgu Ocna Onești, a deplasat forțele, inclusiv pe calea ferată către Timiș Făget, către Miercurea Ciuc, și a fost prima divizie care a intrat în Transilvania. A fost această onoare, să spunem așa, pentru divizia 7 infanterie care a apărat cu jertfe mari această zonă, dar a avut onoarea de a trece prima Carpație în 1918 și a reintra în Transilvania și a continuat acțiunile militare. Prin ceea ce s-a întâmplat la Coșna, asigurându-se stabilitatea acestei zone, prin crearea condițiilor pentru reluarea operațiilor militare în toamna anului 1918, s-a realizat acel măreț de deziderat pentru care am intrat în război în 1916, întregirea neamului. Prin urmare, în 1919 și 1920, de la Nistru până dincolo de Dunăre, până dincolo de Budapesta, armata română controla întreg spațiul românesc. Această Românie, nu-i spun mare, ci România întregită în granițele sale firești, a fost realizată cu jertfa a mii și mii de ostași, inclusiv a celor de la vârful Coșna. Doamna primar, dumneavoastră participanți la acest proiect, toată admirația pentru ceea ce faceți. Aceste două cruci sunt alături de sute și mii de cruci care se află pe teritoriul României, începând cu crucea eroilor de pe vârful Caraiman, de la Ceam pe Cel, crucea situată pe cel mai înalt vârf din lume, la care se lucrează la un alt proiect foarte mare. Ea va simboliza, așa cum ne-au învățat preoții, legătura dintre pământ și cer, între cei vii și cei morți, și acest simbol este deosebit și trebuie să-l păstrăm și să-l cinstim așa cum se cuvine. Vă mulțumesc pentru atenție. Bravo. Adresăm rugămintea prefectului județului Bacău, domnul Sorin Ailenei, de a lua cuvântul. Bună ziua! Am auzit de foarte multe ori rostindu-se cuvântul eroi pentru cei care și-au jertfit viața aici, pe dealul Coșna. Eu aș vrea să merg mai departe și să spun sfinți. Și acum să mă explic. Vedeți dumneavoastră, viața noastră de zi cu zi este atât de tumultoasă încât uităm tradițiile, uităm trecuturile și uităm moștenirile pe care înaintașii ne le-au lăsat cu atâta jertfă. Cândva, în vechea Eladă, cei care își jertfeau viața pentru binele comunității primeau denumirea de eroi, iar acolo unde mureau, acolo unde erau mormântați, se construiau movile de pământ numite Heron și erau adevărate locuri de pelerinaj. Vă spun aceste lucruri pentru că de acolo tradiția creștină și-a tras seva și și-a dezvoltat cultul sfinților. Acești oameni au intrat în istoria comunităților din care făceau parte ca fiind niște modele de viață, ca fiind niște modele de jertfă. Și acum să ne gândim la cei care au murit aici, pe dealul Coșna.
În primul rând și în primul rând, spre deosebire de o mare parte din eroii de altă dată care intrau în ajutorarea semenilor pentru glorie personală, acești oameni știau că se jertfesc pentru un singur ideal, pentru neamul nostru. Nu au avut nevoie de niciun fel de altă plată. Nu și-au dorit onoare, nu și-au dorit glorie, ci pur și simplu știau că moartea lor sau viața lor va face diferența pentru sute de ani înainte. Și acum haideți să vedem cum au gândit ei. Cei care au venit și au încercat să cucerească aceste teritorii au considerat armata română o pradă ușoară. Era dezorganizată, era prost echipată și soldații săi nu aveau niciun fel de experiență de război. Mulțumită misiunii franceze care a venit să ne ajute, lucrurile s-au schimbat total. În anul 1917, așa cum a zis și domnul colonel mai devreme, puterile centrale au avut o mare surpriză când au ajuns aici. Dacă cineva vine și îmi spune că acest lucru putea fi prevăzut înainte, dați-mi voie să-l contrazic. Din punctul meu de vedere, în manualul meu, acest lucru rivalizează cu un miracol. Nu ai cum, într-un timp atât de scurt, dintr-o armată total dezorganizată, prost echipată, care nu este familiarizată cu echipamente moderne de luptă, să scoți un adevărat tank care face diferența, care rezistă, care nu se mișcă de pe aceste locuri. Mai mult decât atât, armata română a luptat și într-o condiție mai puțin favorabilă. Aliații ei, rușii, plecaseră. Era singură. Era împreună cu camarazii francezi și atât. Și au gândit întotdeauna că, dincolo de tot ceea ce se va întâmpla, ceea ce vor face ei pe aceste dealuri va avea ecou în istorie pentru sute de ani. De obicei, gândim limitat, gândim într-un joc finit. Suntem obișnuiți cu jocurile de la televizor. Durează un anumit număr de timp, au niște reguli fixe și la urmă știm care este câștigătorul și pierzătorul. În jocurile infinite nu avem niciun fel de reguli, există doar două coordonate. Resursele care îți dau posibilitatea să continui lupta și dorința de a lupta. Românii, fie că au avut, fie că nu au avut resurse, au avut dorința să lupte și au luptat până la capăt. Din această cauză, noi putem vorbi astăzi limba română și putem să ne uităm pe aceste dealuri frumoase și să le admirăm și să ne dăm seama că tot ceea ce vedem în fața noastră a fost udat cu sânge de martir, de mucenic. Pentru că martirul este cel care mărturisește, iar soldații de la Coșna au avut o singură mărturisire. Pe aici nu se trece. De aceea vă îndemn pe toți să-i avem în suflet și să le spunem așa când avem o perioadă de liniște un singur lucru. Nu veți muri niciodată pentru că noi nu vă vom uita niciodată. Vă mulțumesc! Adresăm rugămintea domnului deputat Ionel Palăr, președintele Comisiei UNESCO, de a lua cuvântul. Preacucernici părinți, domnule atașat militar al ambasadei Franței, bravi ostași ai armatei române, distinși cetățeni și invitați, domnule prefect, doamna primar, poate își pun foarte mulți întrebarea ce să caute pe lângă cei care au trudit, care au muncit și au reușit să facă acest lucru minunat, acest monument, un reprezentant al statului român, al Parlamentului României. Vă vorbesc cu smerenie și cu plecăciune în fața preacuceriților părinți și a distinșilor invitați ai dumneavoastră, nu atât în calitate de președinte al Comisiei Parlamentare UNESCO, ci dați-mi voie să vă transmit mesajul unui parlamentar al statului român. Și mesajul meu sună așa. Suntem oare prea mulți oficiali în astfel de momente? Răspunsul poate să fie da.
merităm noi cei pe care nu întotdeauna dumneavoastră sau alți reprezentanți nu ne simpatizează să apărăm în fața dumneavoastră? Răspunsul poate fi sincer, nu. Dar trebuie să acceptăm că statul român are reprezentanți. Cu lucrurile bune și cu lucrurile rele și trebuie ca acești reprezentanți ai statului român să participe de fiecare dată la lucrurile bune, sănătoase, care țin de demnitatea poporului român. Și știți de ce? Să povestească mai departe, să spună acasă, să spunem peste tot faptul că într-o comună, cum este Burgăreștiu din județul Bacău, niște oameni inimoși care n-au primit finanțări colosale, au strâns în memoria acestor bravi soldați ai armatei române, ban cu ban, și au făcut posibil să cinstim istoria acestor înaintași ai noștri. Acum am să vă transmit câteva cuvinte în calitatea mea de președinte al Comisiei UNESCO. Profit de faptul că este atașatul Franței aici și vreau să vă mulțumesc, domnule atașat militar, atât în numele României, cât și în numele meu personal, și vreau să mulțumesc Franței și ostașilor francezi care au făcut posibil ca România de astăzi să fie cea care este. Dragi români, distinși și invitați, distinși oficialități, România fără ajutorul Franței astăzi n-ar fi fost în granițele ei, astăzi nu ar fi existat ca ființă națională. Veșnic, România trebuie să fie recunoscătoare poporului francez și trebuie să-i așezăm la loc de cinste, la fel ca pe eroii români, să-i așezăm și pe eroii francezi. Încă o dată vă mulțumim frumos pentru ceea ce a făcut Franța. Și aducându-mi aminte așa ca și copil mic, bunicul meu, care a fost în primul război mondial la Mărășești și care a fost împușcat în mână și în picior, după ce a ajuns acasă, cânta imnul Franței, era singurul țăran din satul Fundeni, comuna Secuieni, care știa să cânte imnul Franței. A cântat imnul Franței cu demnitate, pentru că ne spunea tot timpul, băi copii, să nu uitați că fără Bordeaux, fără Franța, România nu ar fi fost aici. Din păcate, trăim vremuri grele. Trăim vremuri în care se încearcă să se șteargă din mintea noastră, din memoria noastră, aceste lucruri. Există un proiect european, un proiect depus de către Franța și Belgia la UNESCO pentru a putea fi recunoscute obiectivele din primul război mondial. Din păcate, în acest moment, este o retorică păguboasă la nivelul Europei și la nivel mondial, prin care se încearcă anumite urme a istoriei să fie șterse. Sunt unul dintre cei care la nivel mondial, la conferințele mondiale unde am participat, am spus un lucru foarte clar. Morții trebuie să se reconcilieze. Noi, cei care trăim astăzi o Europa unită, trebuie să fim reconciliați. Dar pentru ca greșelile trecutului să nu se mai repete, noi trebuie să cunoaștem istoria și trebuie să o acceptăm. Chiar dacă astăzi trăim într-o Europa unită, am fost mulți dintre noi co-beligeranți, am fost adversari. Astăzi, înțelepciunea și felul în care se gândește în Europa diferă, dar oricând, dacă nu respectăm trecutul și nu acceptăm greșelile lui, riscul să se repete este mare oricând. De aceea am spus și am susținut, da, și am susținut și vreau ca inclusiv aceste ansambluri monumentale de la Oituz, Coșta, Măgura, să fie, le-am propus pentru a fi incluse Patrimoniul Mondial UNESCO, nu pentru a spune că românii au murit aici, ci pentru a arăta lumii întregi greșelile pe care le-au făcut cei care au venit să ocupe teritorii. Pentru că noi românii eram la noi acasă, da? Bunicul doamnei Iulișcă, primarul comunei Burgărești, bunicul meu, bunicii dumneavoastră, părinții dumneavoastră, erau acasă când au fost atacați. N-au trecut ei munții să se ducă în Ungaria sau în Austria sau în Germania să atace alte teritorii. Ne-am apărat aici. Păi și astăzi, în secolul 21, îmi interzici mie ca român să-mi cinstesc morții la mine acasă? De asta am spus că oficialii statului român nu trebuie să doarmă. Atât cât pot unii și cât pot înțelege, trebuie să-și respecte istoria și să o spună oriunde ne aflăm. Românii n-au atacat pe nimeni. Suntem în granițele noastre firești,
Ne-am apărat și trebuie să ne apărăm două lucruri, dragi concetățeni. Credința creștină, ortodoxă și romano-catolică și libertatea noastră și demnitatea noastră națională. Pentru că cele două lucruri ne-au ținut în picioare, în viață. Urcam acest deal acum și m-am întâlnit cu două bătrâne. Nu știu dacă dânsele mă văd, am oprit mașina și le-am invitat să urce în mașină ca să ajungă aici. Și doamnele mi-au spus așa: domnule, nu te cunoaștem, nu știm cine ești. După ce am ajuns aici, m-au recunoscut. Mi-au spus: domnule, noi nu vom ajunge niciodată în deal pentru că nici timpul și sănătatea nu ne permite. Dar ne-am făcut o cruce când am plecat de acasă și am spus că poate s-o găsi cineva care să se milostivească, să ne ia și pe noi cu mijloc de transport să ajungem aici. Închei spunând așa: pe mine nu m-a invitat nimeni astăzi aici, a venit neinvitat. Am fost trecut pe lista de invitați în momentul în care am ajuns aici. Dar vă spun și de ce am venit. Atâta timp cât voi trăi eu și voi avea copii pe care pot să-i educ, august este cea mai importantă zi din istoria românilor, din istoria băcăoanilor. Este momentul în care pe acest deal s-a făcut istorie. Frontul a fost restabilit și am reușit să revenim. Dragi români, Coșna, în județul Bacău, trebuie să fie loc de pelerinaj pentru orice român, indiferent din ce regiune istorică va fi. Cinste dumneavoastră, doamna primar, trebuie să popularizăm la nivelul întregii Românii acest lucru. Spuneați că viitorul președinte de Consiliul Județean și viitorul primar, eu vă spun, indiferent cine ar fi acest viitor președinte al Consiliului Județean, pentru că nu vreau să facem politică astăzi aici și nu voi spune ce îmi doresc să fac în viitor, dar spun că dacă voi putea să fac acest lucru, trebuie să facem două lucruri. Președintele Consiliului Județean trebuie să fie un ambasador al județului și al României. Trebuie să existe o cale de acces ca aceste bătrâne care și-au dat sufletul să ajungă astăzi aici să poată să vină cu nepoții lor când mai au viață, să-i aducă aici, pentru ca noi toți să putem să venim la acest loc de pelerinaj. Trebuie să facem cunoscut prin toți ambasadorii României, prin toți atașații militari ai României în lume, că România are un punct aici, în județul Bacău, care a făcut ca istoria să fie scrisă altfel. Și o spun, cât mai am suflet în mine, niciodată nu mi-a fost și nu va fi rușine că sunt român, că să fiu de țăran și că am reușit să stau la masă cu împărați și regi datorită a două lucruri. Sângelui vărsat de înaintașii noștri și educației creștine pe care am primit-o în familia mea. Trebuie să avem demnitate, dragi români, și toți cei care au plecat din țară să le povestească tuturor, și celor din Italia, și celor din Germania, și celor din Anglia și de peste tot, că noi nu suntem o întâmplare. Noi nu am plecat din țară pentru că eram cerșetori. E un moment mai greu, mai dificil pe care l-am trecut, dar îl vom depăși. Avem la ce ne întoarce. Ne așteaptă mormintele înaintașilor noștri și ne așteaptă o lecție de demnitate istorică pe care, cu lipsită modestie, o putem preda oricărei națiuni. Să dea bunul Dumnezeu ca această zi frumoasă să rămână în conștiința noastră, nu un moment de festivism de aniversare, ci să devină un loc de pelerinaj. Doamne ajută! Adresăm rugămintea reprezentantului statului major al apărării, general de flotilă aeriană, Valerică Vrăjescu, de a lua cuvântul. Doamnă primar, doamnelor și domnilor, dragi camarazi, sunt foarte onorat în calitate de reprezentant al statului major al apărării să fiu astăzi alături de dumneavoastră la ceremonialul militar și religios care sperăm ca din momentul de față să aibă loc anual, organizat la Monumentul Eroilor de pe dealul Coșna, după inaugurarea din 5 octombrie anul trecut. Suntem aici împreună pentru a cinsti memoria și jertfa eroilor martiri căzuți aici în primul război mondial. Dealul Coșna este locul în care bravii militari ai armatei române, alături de aliații lor de la acea vreme, au înfrânat ambițiile invadatorilor sub deja celebra deviză: pe aici nu se trece.
Rezistența eroică a trupelor române la Măgura Cașinului, pe dealurile Cojna și Cireșoaia, rămasă din păcate mai puțin cunoscută opiniei publice, a asigurat validarea victorilor răsunătoare de la Mărăș, Mărășești și Oituz și a creat premisele militare pentru înfăptuirea la 1 decembrie 1918 a Marii Unii. Bătălia decisivă de pe dealul Cojna va rămâne pentru totdeauna gravată în memoria colectivă a poporului român și în sufletele urmașilor celor bravi eroi, datorită unui gest simbolic și firesc de recunoștință eternă față de acel sacrificiu suprem. Înălțarea acestui ansamblu comemorativ monumental la inițiativa Asociației Prospectorii Istoriei din Comănești, a Asociației Regimentul 15 Infanterie și cu sprijinul filialei Iași a Muzeului Militar Național Regele Ferdinand și al Primeriei Bârgărești. Pe lângă omagiul adus eroilor noștri, monumentul are și rolul de a reliefa solidaritatea și respectul acordat de națiunea română militarilor francezi, care s-au jertfit alături de trupele române pentru izbânda din primul război mondial. Iată-ne din nou împreună peste ani români și francezi veniți să ne reculegem în fața acestui efort comun în lupta pentru eliberarea teritoriului național român. Pilda locotenentului erou Paul-Edouard Berger din misiunea militară franceză căzut la datorie la 10 august 1917 în luptele de pe acest deal s-a transpus într-o cruce de piatră care va dăinui pentru veșnicie. Istoria ne spune că rănit fiind înainte de a fi ucis de un obuz, ofițerul francez le-a strigat militarilor din regimentul 16 Infanterie Suceava pe care îi comanda, înainte camarazi, nu vom muri niciodată. Iată că sacrificiul său l-a făcut într-adevăr nemuritor. Dealul Cojna, considerat ultima redută înaintării germane spre Moldova, reprezintă locul unde pilda eroilor neamului se îngemânează cu recunoștința generațiilor prezente. Fie ca jertfa ostașilor români și a aliaților noștri să rămână un exemplu de curaj, patriotism, datorie față de neam și țară. La mai bine de un secol de la faptele de vitejie de pe aceste meleaguri, să continuăm să luptăm pentru valorile care ne țin și astăzi împreună. Libertate, suveranitate, egalitate, solidaritate și democrație. În ultimii ani am asistat cu toții la accelerarea procesului de transformare și adoptare a forțelor noastre armate în ton cu noile provocări din mediul de securitate. Ținând cont că România și-a asumat un rol cheie pe flancul de sud-est al NATO. Vă îndemn militarea armatei române să urmați exemplul înaintașilor voștri și să dați dovadă de integritate, curaj, demnitate, onoare și dedicare, atât în îndeplinirea misiunilor care vă revin, cât și în viața de zi cu zi. Să fiți modele pentru cei din jurul vostru și să faceți cinste de vizei bravilor ostași de pe dealul Cojnei. Pe aici nu se trece. În încheiere, aș dori să le mulțumesc organizatorilor pentru invitația de a participa la această ceremonie, dar și pentru efortul lor deosebit, care a făcut ca într-un timp extrem de scurt să reușească să ridice acest ansamblu monumental de pe dealul Cojnei. Cinste și onoare eroilor noștri. Am onoarea să vă salut. Stimați invitați, urmează ceremonia depunerilor de coroane, jerbe și buchete de flori la ansamblul monumental comemorativ de pe dealul Cojna. Depun coroane următoarele instituții. Camera Deputaților. Domnul Ionel Palăr. Prefectul județului Bacău. Domnul Sorin Gabriel Ailenei.
Primăria și Consiliul Local al Comunei Pârgărești. Ambasada Republicii Franceze în România, prin domnul colonel Daniel Parpaillon. Descendenții familiei locotenentului Rău, Paul-Edouard Berge, doamna François Drezon. Ministerul Apărării Naționale. Garnizoana Bacău. Brigada 61 Vânător de Munte, general Virgil Bădulescu. Asociația Națională Cultul Eroilor, filiala Neamț. Asociația Națională Cultul Eroilor, filiala Bacău și Asociația Tradițiilor Militare Bacău.
militară de subofițer de jandarm Petru Rareș, Fălticeni. Episcopia Romanului și Bacăului. Asociația Prospectorii Istoriei. Asociația Regimentul 15 Infanterie. Muzeul Militar Național Regele Ferdinand, filiala Iași. Vă mulțumim! Onorată asistență, va avea loc festivitatea de oferire a diplomelor de onoare persoanelor fizice și juridice care au sprijinit substanțial continuarea lucrărilor la ansamblul monumental comemorativ de pe dealul Coșna și desfășurarea ceremonialului de astăzi. Domnul inginer Florin Boșoteanu, președintele Asociației Prospectorii Istoriei, oferă diplome de onoare. Asociația 15, Regimentul 15 Infanterie. Doamna Victoria Iulișca, primarul Comunei Pârgărești. Bortoc Gabriel, viceprimar al Comunei Pârgărești. Protoieria Onești, prin preot protoiereu Ioan Bărgăoanu. Asociația Tradiția Militară, domnul Stoica Mircea. Asociația Deutsches Freikorps, domnul Flavius Roita. Baza 95, aeriană Bacău. Doamna François Drăzon.
Militar Național, filiala Bacău, doamna Mihaela Baitan. Filiala Județeană Neamț, Cultul Eroilor. Subfiliala Roman, Cultul Eroilor. Școala de Subofițeri Jandar Petru Rareș, Fălticeni. Domnului Viorel Alexa. Domnului Nicu Iftime. Domnului Galu Aurel. La Michel Târgu Opna. Domnului Ovidiu German. Domnul Adrian Solomon. Trade Mare SRL Bacău prin domnul Sorin Mare. Domnul Dorvoș Vicențiu. Domnul Boș Construc SRL. Domnul Popa Lucian. Domnul Cătălin Nicula. Domnul Racoș Ciprian. Domnului Cătălin Iliescu. Domnul Nicu Bejenaru. Domnul Siloche Viorel. Domnul Cornel Solomon. Domnul Nicu Oprescu. Domnul Sima Nicolae. Mulțumim. Domnul Radu Alin. Domnul Radu Romeo. Domnul Avadani Paul. Domnul Dan Jugaru. Domnul Ștefan Jugaru. Domnul Răzvan Boșoteanu. Domnul Viorel Rotaru. Domnul Damian Imbrea. Și nu în ultimul rând, preasfinției sale arhiepiscopul Romanului și al Bacăului, înalt preasfinția sa, Ioachim, cu mulțumiri.
Stimați invitați, urmează constituirea dispozitivului de defilare. Gardă! Drept! Gardă la drept! Da! Onorată asistență! Militarii Brigăzii 61 Vânători de Munte, general Virgil Vădulescu, ai Batalionului 24 Vânători de Munte, general Gheorghe Avramescu, și ai Batalionului 631 Tancuri Oituz, sunt gata să vă prezinte onorul. Doamnelor și domnilor, Asociația Tradiția Militară și Asociația Deutsches Freikorps vor face o demonstrație de reconstituire a unui moment de luptă care s-a desfășurat acum mai bine de 100 de ani pe dealul Coșna. Prin ceea ce a făcut, a demonstrat că a devenit român. Mai român decât mulți români născuți aici. Caracteristic pentru grăniceri era și eghiletul. Uniforma de infanterie. 210, probă de mitralieră.
Acum, de la acest microfon, am onoarea să vă arăt uniforma infanteristului român din anul 1917. Sus, armă, un pas înainte. Marș! Vedeți un brav infanterist care a fost și decorat cu virtutea militară de război. Forma acestei decorații este aceeași și în ziua de astăzi și are forma Ordinului Casei Domnitoare de Hohenzollern. Casca model francez, casca Adrian, care are pe frunte cifrul regelui Ferdinand, suprapus peste cifrul regelui Carol. Iată, am revenit la condițiile tehnice din 1917. Deci, prima demonstrație. Deci, cifrul regelui Ferdinand I suprapus peste cel al regelui Carol I pentru a demonstra continuitatea. Culoarea distinctivă pe care o vedeți la petlițe și la pascoale era roșie la infanterie. La grăniceri și la vânători de munte și la vânători pedestri era verde închis. Cărtușiere din piele, teaca baionetei, lopata Lineman. Să știți că lopata Lineman avea dimensiunile, lățimea și lungimea exact ale latrinei. Când trebuiau să sape latrina soldații, Nu acum. A început războiul. Acum săpăm latrine, un moment. A început războiul. Trage domn Semașa. Deci adâncimea era cât lungimea lopeții, lățimea cât lățimea lopeții. Arma pe care o vedeți este o armă Mauser model 1898. Acesta este închizătorul, baioneta. Armata română avea în general arme manlice, dar din capturi avea și arme Mauser. Acesta este gradul de sergent, o tresă din fir aurit. Sus arma, la dreapta. Da. Aici vedeți capul de merinde, foaia de corp, pețele, ranița, sus arma, la dreapta. Da. Ranița era același model ca și în 1877, când a fost, ce a fost în 1877? Războiul de independență. Era destul de incomodă și după primele luni de război au scos cadrul de lemn dinăuntru și apoi au fost înlocuite cu totul. Aceasta este gamela și aceasta este o găleată textilă. Sus arma, formație. Marș! Cum vedeți, toți au gambele înfășurate în ceea ce se numesc moletiere. Acelea sunt moletierele. Au fost purtate de către toate armatele în primul război mondial. Protejau gambele. Românii au făcut și un marș, să spunem, folcloric, al cărui text era o săracul infanterul, cum îi pică moletierul și când bate soarele, cum îi put picioarele. Este autentic, nu trebuie să ne fie rușine. Mai vedeți aici decorații, crucea comemorativă a primului război, bărbăție și credință cu spade, în semnul de onoare de 15 ani de serviciu. Mai avem ceva? Dinamici. Vânătorii au purtat pe cap aceste capele model 1881. Ele au fost în dotarea armatei române până în 1946. Ele întruchipau politica externă a României, și anume, partea de sus cu cele două vârfuri era precum boneta armatei franceze, iar partea de jos cu clap și cu vizieră era precum feldmețe armatei germane. Politica externă a României pendula între Franța și Germania în acest război pe care îl comemorăm azi, a fost aproape de Franța. Bine, la prezentarea uniformelor să trecem și la simpaticii noștri inamici de la Asociația Deutsches Freikorps. Voi beneficia de o soluție tehnică foarte modernă prin care voi fi dublat sincron în limba germană. Abteilung, Stillgestanden!
Aici vedeți mai multe uniforme tipice armatei germane din acea perioadă. Primul ostaș este în uniforma model 1910. Achtung, soldat! Ein Schritt vorwärts! Marsch! Vedeți casca Stahlhelm tipică, care a fost foarte eficientă și folosită și în timpul celui de-al doilea război mondial. Este de la regimentul 28 Bavarez, de aceea pe Pafta are altă deviză decât cea înscrisă pe toate celelalte paftale ale armatei germane. Armata germană avea deviza Gott mit uns, Dumnezeu e cu noi, iar cea bavareză avea In Treue Fest, adică tare în credință. După cum vedeți, avea cartușiere din piele foarte generoase. În timpul bătăliei purtau mai multe cartușe decât soldații români. Acesta este pumnalul de tranșee, care a fost foarte des folosit. Armata română a transformat și săbii de paradă, precum a mea, un pumnal de tranșee. Se găsesc și în ziua de azi. Sus arma la dreapta. Aici pe piept vedeți masca de gaze, iar bidonul portmasca de gaze este la spate. Ranița acoperită cu blană, foaia de cort, gamela și bidonul de apă. Sacul de merinde, sus arma la dreapta. Rechts Acesta este sacul de merinde. După cum vedeți, în 1910 purtau cizme din piele întoarsă, ulterior au trecut și la bocanci cu muletiere. Zurück in Stellung, marș! Uniforma model 1915. Soldat, ein Stück vorwärts. Marsch! Vedeți diferențele? Nasturii sunt ascunși. Aici poartă și o decorație care demonstrează că a fost un erou la Verdun. Masca de gaze, cartușierele din piele, pumnalul de tranșee, arma tot model Mauser și, cum vedeți, moletiere precum ale noastre. In Stellung, marș! Ați văzut pe spatele lui ranița cu foaia de cort, gamela, masca de gaze, sacul de merinde. Câteva mânuiri după regulamentul militar din acea epocă. Facem întâi cu armata germană. Achtung! Gewehr, über! Präsentiert das Gewehr! Gewehr, über! Gewehr, ab! Rührt euch! Foarte disciplinați, bine instruiți. Să vedem armata română. Odon, reci! Aniați! Reci! Pentru onor înainte, prezentați! On! Bună ziua! Să trăiți! La picior! An! An! Pentru onor înainte! An! Aceasta era poziția de onor regulamentară. Cea pe care ați văzut-o la început era după regulamentul din 1872, cea care s-a folosit și în războiul de independență. Se recurgea la ea totuși în timpul primului război mondial, atunci când soldații nu aveau curele la arme.
s-a întâmplat foarte frecvent, pentru că practic noi am intrat în război contra principalilor furnizori de armament. Așa că ăsta este unul dintre motivele pentru care la început ne-am confruntat cu grave crize de echipament. La umăr, arm! În companie, arm! La umăr, arm! La mână, arm! Este poziția noastră preferată. Dacă se produc dezordine aici, vom contribui la restabilirea ordinii publice. La umăr, arm! Sub brațul stâng, arm! Aceasta este poziția de onor funerar. La mormântarea regelui Carol I, în 1914, Armata Română a dat onorul în această poziție. Era o poziție din regulamentele din secolul XVIII, de la armele cu încărcare pe la gura țevii, și comanda era de ploaie. Această poziție se adopta atunci când ploua, așa încât arma să-și mențină funcționalitatea în pofida umidității. Erau arme cu încărcare pe la gura țevii și cu mecanism cu cremene, mecanism exterior. Metafora era că ploaia reprezenta lacrimile ce cad din cer la pierderea suveranului. În timpul războiului, această poziție s-a adoptat, de exemplu, și la mormântarea ofițerilor francezi care au căzut alături de soldații români pe acest front. La umăr, arm! Poziția de cortegiu funerar, cei care însoțeau cortegiu funerar, țineau arma sub brațul drept. Veți vedea cum făceau acest lucru. Sub brațul drept. An! La umăr. An! La picior. An! Vă spuneam despre carențele de echipament și despre lipsa curelei armei. Din cauza lipsei de armă, nu se putea lua arma nici la umăr. Și din cauza asta se recurgea tot la mânuiri și poziții din timpul războiului de independență. Veți vedea acum cum se lua arma la umăr în primul război mondial, după modelul din 1877. Pluton, pe umărul drept. An! Defilarea de la Oradea din 20 aprilie 1919, care a fost și în ziua de Paște atunci, a fost în această poziție. La picior. An! Pe loc repaus. Acum veți vedea cum se depunea jurământul militar în timpul primului război mondial. Pluton, reți! La umăr! An! Spre jurământ? Pentru jurământ? Înainte! Totdeauna e unul care ridică și mâna stângă. Dragos. Mâna dreaptă se ridică. Bă, Dragos. Vreau să mă încerce, ca să vadă dacă știu cum e corect. Hai, ce că eu. Deci, mâna dreaptă, sus. Ești rămân. Nu la rugăciune. Rostiți după mine. În numele lui Dumnezeu Atotputernicul. În numele lui Dumnezeu Atotputernicul. Jur. Jur. Credință regelui nostru Ferdinand I. Credință regelui nostru Ferdinand I. Supunere legilor țării. Supunere legilor țării. Și îndatoririlor militare. Și îndatoririlor militare. În orice ocaziune. În orice ocaziune. În timp de pace și în timp de război. În timp de pace și în timp de război. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Reți? La umăr, arm! Ostași, ați depus jurământul militar. Vă felicit! Servim patria! De sub măștile acelea a răsunat servim patria. A fost necesar să traduc din română în română.
Acum ați văzut că militarii au fost instruiți. Deci sunt buni de luptă. Atențiune! Schimbați frontul! Marș! Baza aici, drapelul între... Stați acolo, stați acolo! Atențiune! În eșichier, marș, nu, nu, în linie, în linie, cum erați? Atențiune! La mână! Arm! Atențiune! Asupra inamicului! Năvăliți! Hura! Hura! Este un privilegiu să vezi un asap la baionetă și să poți povesti după aia cum a fost. Pentru informarea noastră, toaletele sunt în pădure. În linie pe două rânduri, aduna. Rea! Valiați! Reci! Doamnelor și domnilor, demonstrația de reconstituire istorico-militară a asociațiilor Tradiția Militară și Deutsches Freikorps s-a terminat. Vă mulțumim! Acum urmează bătălia. O să vă cerem câteva minute pentru distribuirea muniției, pentru transmiterea ultimei scrisori către trenul regimentar și vom începe în curând bătălia. Vă informez, germanii se vor afla aceste tranșee, iar românii o să încerce să le cucerească.
Pentru toți cei care și-au făcut cu onoare datoria. Erau români, aliați sau foști dinamici. Vivat! 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 Băgați un hop! Duceți o dată! Dai mari! Hop! 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 Mulțumim frumos!